Permiteți-mi din nou și în această după masă alături de soția mea Dana, alături de familia Sfârcioc, Dani și Dana, din partea bisericii Happy Valley, din partea conducerii bisericii, să vă salutăm și să vă transmitem binecuvântări în numele Domnului și să dorim încă o dată din toată inima Bunul Dumnezeu să binecuvinteze această biserică. Dorim să vă felicităm încă o dată pentru toată jerfa, toată dărnicia, tot sacrificiul pe care l-ați depus în renovarea acestei case de rugăciune și nu numai în această lucrare, ci în tot ceea ce faceți pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Dorim să. Vă felicităm chiar și pentru faptul că ați investit autoritate și încredere în fratele Nicu Buliga pentru ca să vă slujească în acest loc, ca om al lui Dumnezeu consacrat, pus deoparte pentru Domnul, ca să facă voia lui Dumnezeu și să fie de folos acestei biserici, de când l-am cunoscut am înțeles și mi-am dat seama că cu adevărat este un om al lui Dumnezeu chemat să slujească lui Dumnezeu și să se pună la dispoziția lui Dumnezeu și a Bisericii lui Hristos. Mă rog ca Dumnezeu să-i dea sănătate, să-i binecuvinteze familia, să binecuvinteze pe toți frații slujitori și toți împreună într-o unitate sfântă să slujească lui Dumnezeu pentru binele acestui popor. Aș putea să spun multe lucruri frumoase și bune despre oamenii lui Dumnezeu, pe care îi cunosc mai mult sau mai puțin. Uneori suntem zgârciți la cuvinte și dacă spunem două sau trei fraze frumoase despre cineva, ni se pare că am făcut un lucru greșit. Dar vreau să vă spun, mergeți în Scriptură și vedeți în Noul Testament cât de frumos vorbește Sfântul Pavel, despre colegii de slujbă și cum arată Biblia că nu-i păcat și nu-i greșit ca să vorbești de bine, dar i păcat și -i greșit ca să vorbești de, de rău. Și nu uitați că bârfitorii când ne iau în colimator, pe cei care slujim Domnului nu ne iartă și pe internet și peste tot ne murdăresc și ne atacă și folosesc tot felul de vorbe și expresii care nu sunt compatibile cu oamenii Lui Dumnezeu. Ei nu ne cruță, bârfitorii și calomniatorii. Așa că noi, dacă împlinim ce spune Scriptura și vorbim, vorbim un cuvânt sau o frază frumoasă despre cineva, nu facem un păcat. Îi onorăm pe oamenii Lui Dumnezeu și îl cinstim pe Cel care ne-a răscumpărat, că în final... Niciunul dintre noi nu suntem nimic fără de el. El este totul. Binecuvântat să fie numele lui. Încă o dată zic Dumnezeu să binecuvinteze această biserică și Dumnezeu să binecuvinteze slujitorii acestei biserici. Oameni care sunt consacrați să vestească cuvântul, oameni care sunt consacrați să dirigeze, să formeze noua generație care se ridică să slujească lui Dumnezeu. O biserică nu funcționează de la sine, ci funcționează prin oameni dedicați care se jerfesc. Domnul să-i răsplătească pe toți. Văd că sunteți o mulțime de tineri, o mulțime de frați și surori care cântați și lăudați pe Domnul atâtea formații și m-am gândit și la biserica Happy Valley, atâtea formații, unii ori parcă nu-i loc pentru toți, să le dai voie la toți într-un singur program dar se mulțumesc fiecare cu mai puțin ca să dea antietate altora. Domnul să vă binecuvântează, să nu obosiți în facerea binelui, să nu obosiți în jerfirea dumneavoastră. Veniți la repetiții, veniți la repetiții. Mai bine decât să stați pe internet, mai bine decât să stați la bârfe, mai bine decât să stați la televizor, mai bine decât să vă ocupați de alte lucruri, veniți la repetiții, veniți la slujbă și binecuvântați numele Domnului. Domnul să vă binecuvânteze. Vreau să rămân la ceea ce Domnul mi-a pus inițial pe inimă, cu riscul de a mai repeta anumite lucruri care s-au spus dimineață de către fratele Buc sau în seara asta de către fratele Dinu Sabou. Doresc să împărtășesc ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă, despre Betel, casa lui Dumnezeu, și pentru faptul că dumneavoastră aveți numele bisericii Betel și este așa de biblic și așa de potrivit ca Betel de aici, din această locație, din acest loc, din această localitate, să fie cu adevărat casa lui Dumnezeu așa cum este numele și să Răspund cu ajutorul Domnului la întrebarea ce ar trebui să fie. Și ca un vis, ce este casa lui Dumnezeu. Ce ar trebui să dorim noi să fie și ce ar trebui să fie și ceea ce vreau să cred că este și să fie această casă a lui Dumnezeu. Și am să trec. Pe rând peste aceste aspecte. În primul rând, nu vă spun un lucru nou, dar e important. În primul rând, casa lui Dumnezeu este locul unde e prezent Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu Iacov a primit revelația și descoperirea din partea lui Dumnezeu și când el s-a trezit, el a zis Dumnezeu este în locul acesta și eu, eu n-am știut, dar i-a pus numele Betel, casa lui Dumnezeu, pentru că în casa lui Dumnezeu este prezent și se manifestă Dumnezeu într-un mod special. Frați și surori, când venim aici, venim la casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu nu este doar o organizație religioasă, nu este un club, nu este o adunătură de oameni, ci este locul unde e prezent Dumnezeu. Nu vă obișnuiți cu casa lui Dumnezeu de la computer, în pijamale, în papuși de casă și cu cafeaua în mână. Unii cred că așa e casa lui Dumnezeu, ei așa merg la biserică. Și chiar că e fain oarecum pentru fire, te trezești dimineața, nu trebuie să te speli, să te îmbraci, rămâi în pijama, soție, pregătește cafeaua, punem două scrinuri în față, dar chiar trei, ne conectăm cu trei biserici să vedem unde e predica mai bună, cine predică acolo, cine cântă dincolo și mergem de la unul la altul, că nu costă așa de mult, tehnologia ne ajută. Și cu cafeluța în mână, cu rimutul, la biserică. Dacă ești bolnav și nu poți să mergi, ai o scuză înaintea lui Dumnezeu, dar nu ai biserică. Biserica e locul unde se adună poporul lui Dumnezeu și prezent Dumnezeu. Nu vă obișnuiți cu altfel de biserică. Guvernul a vrut să ne obișnuiască cu altfel de biserică în timpul covid -ului. Și unii au învățat greșit. Unii au învățat că se poate biserică chiar și fără biserică. Unii asta au învățat de la COVID. Oh, se poate și fără Adunare la biserică. Dar nu asta ne-a învățat COVID-ul. Știți ce ne-a învățat covid -ul? Este că biserica supraviețuiește orice fel de împotrivire. Chiar și atunci când se ridică guvernul și spune nu vă mai puteți aduna, biserica Domnului rămâne în picioare și supraviețuiește. A supraviețuit comunismul, a supraviețuit nazismul, a supraviețuit orice dictatură. Orice formă de guvernământ a supraviețuit-o pentru că biserica este a Lui Hristos. Să nu învățăm mesajul greșit, cum a învățat unii. O, se poate și fără biserică. Nu se poate. Copiii Lui Dumnezeu abia, abia au așteptat să se ridice restricțiile ca să alerge la casa Lui Dumnezeu, pentru că aici este prezent Dumnezeu. De aceea locul este înfricoșat, spunea Iacob. Îi înfricoșat cere reverență, teamă, vii cu oarecare rușine, cu reținere la casa lui Dumnezeu. Nu degeaba scrie Eclesiastul 5 cu 1, păzește piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. De ce? că e prezent Dumnezeu acolo. Nu te duci ca să te întâlnești doar cu prietenii. Nu te duci îmbrăcat oricum. Nu mestești gumă de mestecat. Și asta e o o mare pacoste și un mare necaz. Și mai, am mai fost chiar în România, într-un loc, mă zici că toți erau teleghidați. Toți vreau să vorbească ceva. Și nu știi dacă omul vrea să spună ceva, nu știi dacă să neacă, nu știi dacă are o altă problemă. Că-și mișcă buzele și gura în continuu. Frați și surori, în casa lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, eu cred că dacă vă cheamă Biden, dar nu Biden, ăsta nu vă cheamă. Dacă ar fi Trump acolo și v-ar chema la, la ună o să vă întâlniți cu el, cred că ați avea grijă cam cum ne prezentăm înaintea unui om mare pământian, dar înaintea lui Dumnezeu, care este stăpân. Mi-a plăcut ceea ce fratele Sabo spunea, nu-i casa voastră, nu-i casa fratelui Nicu, nu-i casa mea, nu-i casa unui om, e casa Domnului. El e prezent aici și pe El îl onorăm și de El ne apropiem cu frică și teamă. Nu veni oricum în casa lui Dumnezeu. Nu sfida prezența lui Dumnezeu. Nu-L insulta pe Dumnezeu. Onorează-L pe Dumnezeu ori de câte ori vii aici în casa lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. În al doilea rând, Casa lui Dumnezeu este locul unde se descoperă Dumnezeu. Nu-i destul că e prezent, nu-i destul că e prezent. Dumnezeu se și descoperă. Că Dumnezeu e prezent și afară, Dumnezeu e prezent și cu tine în mașină, Dumnezeu e prezent și cu tine acasă, Dumnezeu e prezent pretutindeni, dar aici în casa lui Dumnezeu nu numai că e prezent, Dumnezeu se descoperă. Dumnezeu îți deschide ochii. Dumnezeu ne vorbește. Dumnezeu își descoperă planul lui. Când ieși afară și privești bolta cerească, când te duci pe munte, la mare, în pădure, vezi frumusețea naturii, vezi creația, toate acestea spune Scriptura că vorbesc despre Dumnezeu. Natura, creația, universul, ne vorbesc despre Dumnezeu și strigă la unison, există Dumnezeu, există un creator, există cineva care le-a pus pe toate împreună. E imposibil, e imposibil să nu existe cineva care le-a pus pe toate împreună. A fi ateu, a fi ateu înseamnă a te duce la masă, la dinner, a-ți a -ți se servi o masă frumoasă, gustoasă, copioasă, și a fi convins că nu există bucătar. Asta înseamnă să fii ateu. Să stai la masă și tu să fii convins că nu ești bucătar. Bă, dar grătarul ăsta e așa de bun, dar ciorba asta e așa de bună. Dar cum se poate așa ceva? Păi normal că nu se poate. A fi ateu înseamnă a purta ceas pe mână. Și a declarat că ceasul ăsta l-ai găsit în grădină în timp ce ai săpat pentru cartofi și pentru morcovi. Și acolo l-ai găsit că în timp de milioane de ani s-au adunat atomi împreună și au pus ceasul ăsta împreună. Asta înseamnă a fi ateu. A fi ateu e o nebunie. Pentru că Scriptura spune nebunul zice în inima lui că nu este Dumnezeu. Universul întreg declară la unison: Există Dumnezeu și Creator, binecuvântat să fie numele Lui. Dar, ajungem la Casa Domnului, dar Universul acesta, cât ar fi de frumos și cât ar vorbi despre Creator, nu-ți poate vorbi despre dragostea lui Dumnezeu și nu-ți poate vorbi despre planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea Sufletului tău. Te uiți doar în spațiu și zici există Dumnezeu, există Creator și rămâi la atât, numită de teologii revelația generală. Trebuie să vii în casa lui Dumnezeu și în casa lui Dumnezeu, El prin cuvânt și prin Duhul Sfânt îți deschide ochii și vorbește despre dragostea Lui, despre harul Lui. Despre jertfa lui Isus Hristos, despre iertarea păcatelor, despre planul de mântuire și despre faptul că și tu și eu suntem în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Și că numai crezând în jertfa lui Hristos, numai prin pocăință și întoarcere la Dumnezeu, avem acces la împărăția lui Dumnezeu. Acestea ni se descoperă unde? în casa lui Dumnezeu, prin vestirea Evangheliei și lucrarea pe care Duhul Sfânt o face. E frumos să admir natura, mie mi îmi place mult oriunde mă duc. Nu mă satur să privesc natura și văd puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu dar dragostea lui Dumnezeu o descopăr în casa lui Dumnezeu. Mântuirea lui Dumnezeu o descopăr în casa lui Dumnezeu. Și când intri în casa lui Dumnezeu, perspectiva asupra se schimbă. Vă aduceți aminte de Asaf în psalmul 73? Frământările pe care le-a avut, pe care le-ai și dumneata și le-am și eu câteodată, frământări care le avem, Doamne, nu-i fer, nu-i corect, omul ăla e nepocăit, Omul ăla e rău, omul ăla e așa și așa și merge așa de bine. Astea erau frământările lui Asaf. Domne, eu slujesc ție, dar se pare că-i degeaba. La cei din lume le merge mai bine decât mie. Domne, nu ești drept, aproape sunt gata să cad. Până când? Până când am intrat în casa lui Dumnezeu. Până când am intrat în locașul cel sfânt, acolo mi s-a deschis ochii. Acolo Dumnezeu mi-a descoperit planul Lui de mântuire. Acolo mi-a arătat ce se întâmplă la urmă. Frați și surori, indiferent de ce se întâmplă pe pământul acesta, în final Dumnezeu ne va fi binevoitor. În final Dumnezeu va răsplăti. În final Dumnezeu va ridica și va înălța pe cei care au trăit smeriți pe cei care au slujit lui Dumnezeu, pe cei care l-au iubit pe Dumnezeu. Toate lucrurile astea se descoperă în casa lui Dumnezeu. Vin în casa lui Dumnezeu necăjit, apăsat, obosit, cu îndoiel, cu frământări și aici Dumnezeu îți vorbește. Aici Dumnezeu se coboară printr-o cântare, printr-o predică, printr-o profeție și Dumnezeu îți ridică povara. Ies! Aici e locul unde se descoperă Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu să schimbă perspectiva asupra vieții. Îmi aduc aminte de o experiență extraordinară. A fost probabil una dintre primele experiențe mai unice pe care le-am avut de când am început să slujesc Domnului în România cu grupul de tineri din Baia Mare. Lucrul acesta s-a întâmplat undeva pe la începutul anului. 1985, când a mers în asoajul de jos, dacă nu greșesc, le mai încurc asoajul de sus cu asoajul de jos, dar cred că a fost asoajul de jos. A mers împreună cu tineri ca să slujim acolo. O biserică de la țară, nu foarte mare, dar nu foarte mică. Am sosit mai devreme la biserică și am rămas. O perioadă de timp, câteva minute bune, am rămas în mașină, în venul cu care călătoream și am zis, haideți să ne rugăm, haideți să ne rugăm cât așteptăm aici, ne rugăm pentru slujba din această dimineață, Dumnezeu să lucreze. Și acolo a fost o cercetare deosebită, care pentru mine a fost unică. O cercetare și o prezență a lui Dumnezeu cu totul aparte. În care am simțit ceva ce n-am simțit până atunci și am zis: "Doamne, cred că ceva deosebit o să faci azi. Nu știu ce, dar aștept să văd. Și tu, Doamne, să lucrezi. Dacă tu ai ales așa, stăm la dispoziția ta." N-am înțeles total atunci, dar am înțeles ceva mai târziu. A început slujba. Ne-am bucurat a fost o cercetare deosebită și pentru prima dată în slujirea mea scurtă, doar atunci aveam vreo 23 de ani, eram la începutul slujirii, pentru prima dată am considerat că vine din partea lui Dumnezeu să fac chemare. Până atunci niciodată n-am făcut, mi s-a părut că e un lucru prea mare. Cine sunt eu și ce, de unde e îndrăzneală să faci chemare la pocăință? Dar atunci am știut că trebuie făcut lucrul acela. Și am făcut o chemare și am zis, oameni buni, frați și surori, nu vă cunoaștem, nu știm dacă sunt prieteni aici, oameni care au venit pentru prima dată sau de mai multe ori la biserică, dar dacă vreți să vă predați Domnului, aveți ocazia, vă rugăm, ridicați o mână, veniți în față, biserica se va ruga pentru dumneavoastră s-a ridicat o mână, o slavă Domnului, veniți în față, s-a ridicat a doua mână, a treia mână, s-a ridicat cinci mâini, au venit cinci persoane în față, dar ceva s-a întâmplat în spate, păstorul local, un frate în vârstă, nu știu dacă era păstor, diacon sau presbiter, conducătorul de adunare, l-am văzut că nu mai are astâmpăr acolo, doar se mișca, era banchetă, nu, nu erau scaune. Să mișca dintr-un loc în altul și aleluia. Aleluia! Aleluia! slavăție, Doamne! Am zis, ceva s-a întâmplat! Ceva știe el despre oamenii care au ridicat mâna! Și eu n-am știut atunci, noi n-am știut atunci, am aflat ceva mai târziu, că l-am întrebat, frate, da? Săreai acolo om în vârstă, ca un copil te bucurai acolo în spate. Ce s-a întâmplat? O, oh, mă, copii, mă! Voi nu știți, mă, o persoană din alea cinci care au ridicat mâna și au venit în față. Voi nu știți, mă. Știți ce s-a întâmplat? Asta e o vecină de-a noastră. E o vecină de-a noastră care cu o săptămână înainte o zis că ea nu vine niciodată la biserică, la pocăiți. Și nu numai atât, dacă ar avea un pistol mitralieră, ea ar împușca pe toți pocăiți. Și nu știu ce s-a întâmplat într-o săptămână, că cineva a mers la ea dintre frași au zis, auzi vecină, vin niște copii, niște tineri din Baia Mare, ăștia cântă cântări, recită poezii, predică, vino și dumneata, nu trebuie să faci nimic, hai și vezi, hai și vezi cum e. Mai să chem la biserică pe o persoană care e așa de înrăită, că ar fi în stare să-i împuște pe pocăiți, ies așa au făcut. Și persoana asta, frați și surori, a fost între alea cinci, cu lacrimi în ochi cercetată de Duhul lui Dumnezeu, nu știu cum, i-a vorbit, i s-a descoperit Dumnezeu în dragostea lui atunci și a ajuns la botez. Peste câteva luni de zile a avut loc botez și a fost între cei botezați atunci care s-au convertit și am zis, o, lăudați să fie Domnul în casa Domnului să descoperă Dumnezeu nu priviți cu ușurință casa lui Dumnezeu. Va binecuvânta Dumnezeu cu un locaș așa de frumos. Bucurați-vă, lăudați-l pe Domnul aici. Rugați-vă și să ne rugăm împreună Domnul să se descopere în dragostea Lui la orice suflet. În al treilea rând, locul acesta, casa aceasta, e locul unde se toarnă un de lemn. E locul unde lucrează Duhul Sfânt. E locul unde se manifestă darurile Duhului Sfânt. Vreau să vă spun că în zilele noastre nu e nevoie de mai buni predicatori, nu e nevoie de mai buni cântăreți, nu e nevoie de mai mulți tehnicieni. Nu e nevoie de mai buni administratori, nu e nevoie de mai buni frați în comitet, e nevoie de mai multă putere din partea Duhului Sfânt pentru Biserica Domnului. Dacă ar trebui să fim flămânți după ceva, după Duhul Sfânt ar trebui să fim flămânți, după prezența și manifestarea Lui, după Harul Lui Dumnezeu care mântuiește, care ridică, care vorbește, când într-un fel, când într-altul. Dumnezeu vorbește prin vedenii, Dumnezeu vorbește prin prorocii, Dumnezeu vorbește prin cântare, Dumnezeu vorbește prin predicare, fraților. Predicatorii de multe ori prorocesc, fără să știe că prorocesc și nu trebuie să știe că Dumnezeu folosește cuvântul lor pentru un suflet cu care Dumnezeu are de lucru, pentru un suflet pe care Dumnezeu vrea să-l trezească. Și Dumnezeu este cel care folosește oamenii lui așa după cum vrea el. Acolo unde e casa lui Dumnezeu, acolo se toarnă un lemn. Asta a făcut eu uh, Iacov, extraordinar. Mă, Iacov n-a avut pernă, doar a avut sticlă cu un lemn la el. N-a avut pernă și-a pus capul pe o piatră. N-a avut confort, dar a avut sticlă cu un lemn. Și-a zis, torn aici unde lemn păstă piatra asta că aici va fi casa lui Dumnezeu. Locul ăsta e un loc sfânt, că mi-a vorbit Dumnezeu. Dorim ca unde lemnul sfânt, manifestarea și puterea Duhului Sfânt să fie turnată întotdeauna peste poporul lui care se adună la închinare. E important ca să-ți vorbească Dumnezeu și e important să ai urechea deschisă, să ai urechea deschisă când îți vorbește Dumnezeu. Și aș dori să mai împărtășesc în aceeași ordine de idei, să împărtășesc cu o altă experiență. Știți că a început tot din satul acela. Experiența pe care vă spun, de acolo a început. Mai târziu, în a doua zi de anul nou, am fost cu grupul de tineri, alți tineri, probabil n-a fost aceeași compoziție, câțiva au fost aceeași, dar alții au fost noi. Am fost, dacă nu greșesc, 13 sau 14 într-un aro. Știți câte persoane intră oficial într-un naru? 3, 3 și 2 în față. 8 persoane, oficial. Ca au două bănci în spate. O banchetă, altă banchetă, 3 persoane, 3 persoane și 2 în față, 8. Noi eram 13 sau 14. Deci erau pline scaunele și erau și așa, stăteam că nu eram prea rotunzi, eram destul de subții pe vremea aceea și încăpeam ca și sardelele în conservă. Așa a mers, a doua zi de anul nou, când am ajuns în Asoaj, la una dintre surori care avea o fată care făcea parte din grup, am sosit la ea acasă, ne-au primit cu bucurie și au zis, mă, tineri, acum pe vremea aia nu era telefoane, dacă aveam telefoane nu se punea problema asta, nu era telefoane, nu era text. Când am sosit acolo, mă, copii, îmi pare rău, nu este slujbă la noi în a doua zi de anul nou, nu-i slujbă la biserică. Na, ce să facem? Păi, nu știu, ce, ce zice să facem? Păi o să sun în stânga, în dreapta, o să sun, o să merg. Vedeți cum e cuplat computerul. O să merg în stânga, în dreapta, la câțiva vecini și o să le spun că ați venit voi și să ne adunăm 2, 3, 5, cântăm o cântare, rostim o rugăciune, spuneți și voi ceva dacă vreți, apoi servim masa și mergiți acasă. No, da, din toate astea, cel mai fain pentru noi băieți necăsătoriți și fără părinți la oraș, cel mai frumos un a servit masa la urmă că pe vremea aia mâncarea era ceva, pe vremea asta aici în America mâncarea nu are valoare, dar pe vremea aia mâncarea avea valoare, dacă îți dădea cineva o masă, mai ales dacă erai băiat și nu erai căsătorit, adică nu aveai soție ca să-ți facă mâncare și nu erai la mama acasă, când se spunea mâncare, atunci nu refuzai, nu era ca aici, no thank you, nu, no, aici, yes, yes, please, yes, please, yes, please. A fost partea cea mai bună. S-au adunat 3-4 persoane, am cântat o cântare, o rugăciune, un cuvânt de încurajare și ne-am așezat la masă. Am servit masa. În timpul mesei, unul din băieții familiei, un tânăr care era căzut, care nu mai mergea la biserică de la 16 ani, până la 16 ani a fost băiat cu minte cânta la acordeon, avea talent, mergea la biserică. La 16 ani, diavolul l-a păcălit. Diavolul l-a agățat și l-a tras în lume. Acum avea vreo 25 de ani. Era cu plete, îmbrăcat în costum de blugi. Pe vremea aia, costumul de blugi semăna vagabond. Așa, mai pe românește. S-a apropiat de mine și zice, Frate Cornel, n-ar fi loc și pentru mine, vreau să mă întorc și eu în baia mare. Și iau și acordionul ăsta cu mine. N-ar fi loc și de mine în în aro. M-am uitat la el, eu așa natural am un pic simț umorului și un pic și sarcastic, și am zis: "Bă, în aro ăsta cum intră 14, intră și al 15-lea și cu acordionul, nu cred că e o problemă. Da asta depinde de tine. După ce intrăm toți dacă în cap și tu vii și tu cu noi." s-a făcut loc și pentru el, s-a înghesuit, s-a închis ușa după el și ne-am pornit la drum. Pe drum am început să cântăm și să ne rugăm. Dar am stabilit că ne oprim la biserica din Sârbi. Nu știu dacă sunt, cred că sunt persoane aici care își aduc aminte de biserica din Sârbi. Am zis, ne oprim la biserica din Sârbi, dar dacă cumva acolo este slujbă, acum seara. Și ne-am pornit la drum. Cântare și rugăciune, cântare și rugăciune, o cercetare, o revărsare a Duhului Sfânt ca la Rusali, că toți care am fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt vorbeam în alte limbi, eram cu mâinile pe sus, tânărul ăsta a prins și el între noi, nu știu cum, care a fost starea lui, dacă cred că Dumnezeu lucra și îl presa și vorbea. Una dintre tinere a fost botezată cu Duhul Sfânt atunci în Aro, eu eram cu mâinile pe sus, dar care a fost frica mai mare, o stare de șoc pentru câteva secunde, m-am uitat în stânga la șofer, șoferul cu mâinile în sus. Și eu am închis ochii și am zis, Doamne, ține tu de volan, nu ne lăsa, noi suntem gata, aș vrea să murim acum, pentru noi ar fi bine să mergem în slavă, dar lumea nu va înțelege că e lucrarea ta, că tu ne-ai luat în cer. Lumea va zice, uite ce tineri, pe unde au umblat, n-au avut grijă, Doamne, nu lăsa. Nu lăsat Doamne, mașina. Și n-a lăsat Domnul mașina. Nu cred că șoferul a stat mult așa, dar și-a lăsat Domnul să-l văd eu. Așa ca să mă înfric un pic și să mă încred în Domnul. Că am zis, Doamne, Tu poți să conduci mașina asta. Am ajuns la sârbi. Ne-am dat jos din mașină, toți eram înfierbântați, cum nu pot să descriu. Am intrat în holul bisericii, amin, aleluia, amin, aleluia, amin, aleluia. A ieșit un frate din biserică, care o zis, pace, noi, aleluia, aleluia, mă, ce cu voi, mă, aleluia, slăvit să fie domnul, aleluia, nu puteam vorbi, o, oh, slavă Domnului, eu i-am șoptit, am zis, uh, am venit la slujbă, mă, băieți, dar acum ai rugăciunea de încheiere, acum se gata slujba. Dar zice, haideți înăuntru, am intrat înăuntru tot rugându-ne, ne-au pus așa pe platformă, Eram în partea stângă, Ambonul era aici, noi tinerii ne-a băgat pe toți în partea stângă, în timpul rugăciunii, s-a încheiat rugăciunea, fratele care conducea slujba a zis, fraților: uh, noi am încheiat slujba în seara asta, dar vreau să vă întreb, că au venit frate, tinerii din Baia Mare și îi cunoașteți, că noi am mai fost acolo. Nu vreți să mai rămâneți la biserică, să ne mai bucurăm împreună. Frați, să zis, amin, mai rămânem. Niciunul nu a plecat. Am început slujba din nou. Două ore de slujbă au mers după aceea. Cântare, poem, rugăciune și două predici. Și la una dintre rugăciuni, nu mai țin minte dacă a fost la final, dar la una dintre rugăciuni, fraților, Duhul Sfânt a venit printr-o soră de acolo, și a prorocit. Și a zis așa, ascultă-mă tiner, tânărule care te-ai alipit de grup. Îi vorbea la băiatul ăsta. Băiatul ăsta care cu o săptămână înainte era biat pe marginea drumului în șanț și părinții lui și-au pierdut orice nădejde că Dumnezeu va mai face ceva. Ascultă-mă, tânărule, care te-a lipit de grup. Uită-te în urmă în viața ta Privește la viața și păcatele tale, că sunt multe. Astăzi te iert dacă te întorci la mine. Și am să-ți dau un viitor și o nădejde. Astăzi te mântuiești și te primești dacă te întorci la mine. Frați și surori, noi care am știut ce se întâmplă acolo. O bucurie, o cercetare. M-am uitat la Liviu, tânărul ăsta, Tremura haina pe el, plângea în hohote, ca un copil. Doamne, ai milă, Doamne, primește-mă, frați și surori, din ziua aceea, până în ziua de azi. Liviu e un copil al Domnului, l-a scos afară Dumnezeu. A avut Dumnezeu milă de el în momentul potrivit, Dumnezeu i-a vorbit în dragoste. Și l-a mântuit și a venit cu noi, cu grupul, toată activitatea care am avut a fost nelipsit. Un băiat model, minunat. Domnul să-l binecuvântează, acum e în Atlanta, ai căsătorit cu copii, din când în când ne mai vedem. O lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu, una din multele lucrări pe care le-am văzut, pe care Dumnezeu le-a făcut, pentru că Dumnezeu este Cel care mântuiește. Ascultă-mă, tinere, frate și soră, în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu lasă Duhul Sfânt. Dumnezeu toarnă un de lemn ca să te mângâie, ca să te ridice, ca să te salveze, ca să te mântuiască. Nu-ți împietri inima. Poate că chiar în seara asta sunt aici băieți sau fete care au fost cândva credincioși și acum diavolul i păcălit, și poate nu știe nimeni despre ei, numai ei și Dumnezeu, că au rătăcit, îți pierduți și nu știu dacă mai este speranță. Ascultă-mă, atâta vreme cât mai tragi aer în piept, atâta vreme cât îți mai bate inima, Dumnezeu are milă de sufletul tău și Dumnezeu să mai mântuiască aici, Casa lui Dumnezeu e locul prezenței lui Dumnezeu, e locul descoperirii lui Dumnezeu, e locul unde se toarnă, unde lemn și, în final, e un loc al rugăciunii. E un loc al rugăciunii. După ce i s-a făcut această descoperire, Iacov s-a îndreptat către Dumnezeu cu rugăciune. Luca 19 cu 46 cuvintele Domnului Hristos. Vorbesc despre casa tatălui, despre betel. Casa tatălui spunea Hristos, Domnul se va numi. O casă de rugăciune, casă de rugăciune. Asta vrea Domnul de la betel. O casă rugăciunii muzica e bună, instrumentele sunt bune, cântările sunt bune, predicile sunt bune, toate sunt de la Dumnezeu, dar mai important decât toate e rugăciunea, pentru că e cea mai puternică armă pe care Domnul a dat-o bisericii sale. Noi nu avem pe NATO cu noi. Noi nu avem tunurile, tankurile, nici F-15, nici F-16, nici The Bombers. Noi nu avem armată, dar noi avem puterea rugăciunii. Asta a lăsat o lăsat-o Dumnezeu pentru biserica lui. Cea mai puternică biserică e biserica cea care se roagă. Cel mai puternic popor e poporul care se roagă. Nu puțini au spus de-a lungul istoriei: Nu mă tem de nimeni cum mă tem de un popor care se roagă. Atei și diavolul nu se teme de nimeni, cum se teme de un popor care se roagă. Casa lui Dumnezeu trebuie să rămână o casă a rugăciunii. Nu locuiți rugăciunea cu nimic. Nu schimbați rugăciunea cu nimic. Alte lucruri le puteți înlocui. Puteți și putem. Ne aparțin nouă. Așezarea programului. Dar uitați-vă, dumneavoastră, de ce tocmai rugăciunea e exclusă din biserici? Câte biserici se mai roagă? Câte biserici după COVID au închis ora de rugăciune? Numai ora 9, ora 10. De ce tocmai rugăciunea? Nu se întreabă oamenii? Nu se gândesc cu oamenii lui Dumnezeu? Nu suntem noi dependenți de Dumnezeu prin rugăciune? ce avem noi mai puternic? Cu ce putem mișca noi lumea asta? Cu ce? Cu rugăciunea. Când se mișcă cerul, când oamenii de pe pământ se roagă, când se ridică bolnavii, când oamenii se roagă, când se botezați tinerii cu Duhul Sfânt, când oamenii se roagă, când sunt treziri spirituale, când oamenii se roagă, când își deschide Dumnezeu mâna când oamenii se roagă. Când ești puternic, duhovnicește, când te rogi. Uită-te în viața ta, unii dintre dumneavoastră sunteți slabi. Și nu spun lucrul ăsta să insult pe nimeni. Dar unii dintre dumneavoastră sunteți slabi, duhovnicește. Știți de ce? Pentru că ori nu vă mai rugați, ori vă rugați puțin. Poporul lui Dumnezeu puternic se roagă respirația sufletului rugăciunea. De Dumnezeu depindem prin rugăciune și suntem puternici atâta vreme cât vom sta în rugăciune înaintea Domnului. Betel e locul unde oamenii lui Dumnezeu se roagă. Amin. Amin.